6 familii și-au pierdut economiile de o viață după ce au dat banii pe mâna unui escroc. Un pretins dezvoltator imobiliar le-a vândut vise în loc de case. Individul a promis că le va construi locuințele dorite pe niște terenuri din Balotești. După ce a încasat însă în avans peste 200.000 de euro, s-a făcut nevăzut. Polițiștii au dat deja de urma lui și l-au reținut pentru 24 de ore. După ce timp de 2 ani a dus cu vorba 6 familii că le va construi casele mult visate, oamenii s-au adresat poliției. A fost deja reținut pentru 24 de ore. Bărbatul în vârstă de 54 de ani este acuzat de 6 fapte de înșelăciune. În perioada iunie 2015-septembrie 2017 a încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare a unor terenuri din Balotești. Le-a promis oamenilor că le va construi locuințe și că practic va face un complex imobiliar. Însă nimic nu s-a concretizat. După ce a luat banii de la victime, bărbatul a dispărut și nu și-a respectat promisiunea. A abandonat lucrările pe care le începuse sau în unele cazuri nici măcar nu a început să construiască sau a construit greșit fără să respecte planul inițial. În momentul în care victimele și-au dat seama că ceva este în neregulă, escrocul imobiliar a încercat să le mai păcălească o dată și le-a propus să cumpere alte terenuri din zonă la un preț promoțional. Suma pe care bărbatul a câștigat-o după ce a înșelat 6 persoane depășește 200.000 de euro. Însă, până în acest moment, procurorul de caz a decis ca bărbatul să fie cercetat în libertate sau sub control judiciar. Carmen Gheorghe, Prima TV.